Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Cu voi este Ferman de Bogdan și astăzi îi facem un nou videoclip, pentru că nu am mai făcut de ceva timp. Am spus că o să postez, dar că nu am mai postat. O mai arăt pe aici, am și noutăți și mai... Am și vești rele și vești bune și noutăți, dacă pot spune așa. Aici este brunica care papă mălai. Iza s-a cocoțat. Ce vești rele am? Pui care sunt mai slăbuți, au limbrici, le dau tratament. Nu mai știu exact ce tratament. Aceia o să ajung și la ea, aceia mici au probleme cu ochii. Aici, în acest tub, clocește o rată. Stați că trebuie să-mi torc un pic telefonul. Nu știu dacă se vede. Dați-o acolo. Cea neagră. Clocește și clocește foarte bine. Și aici am o noutate. Destul de mare. Da, na, na, na. Nu, ca să înțelegeți, ăsta nu e al meu. Adică, așa e al meu, l-am închiriat pentru o scroafă. Pentru că este ăsta la viar. Oricum, deja și-a făcut treaba, l-am de seară și azi e ora 8:30, nici 8:30 nu e. Dar, în fine, tați-l. El este cam așa de tălat pentru că a fost dat la scroafe. Dar, oricum, deja și-a făcut treaba foarte bine. Este ceva marele alb cu, nu știu, oricum, faza că cred că e trasă românească comună, marele alb. Acesta este Landras cu pic, cred, și mai mult ca sigur Landras cu pic. El probabil să aibă ceva Landras în el. Faza că el la ochi și pe cap, dacă sunteți atenți, are gri. Ei, el acolo, omul de unde l-am luat, avea rezultate din el, să zic așa, purcei, să zic așa. Dar vedeți, ea nu vrea să mai stea din noapte și asta se pune joc. Avea purcei din el. Și purceii aceia, cum să vă zic eu, erau cu gri la ochi. Nu prea cred că îl prind eu în acțiune. O să mă întorc dacă au ceva. Purcela și ea încastrat, pe amândoi. Stați acolo. Bine, are. Azi e marți, i-a încastrat sâmbă, îl vine. S-au regenerat foarte bine. Ai scrofița care e aproape gestată într-o lună jumate. Să dea Dumnezeu să fete să trăiască. Și ea la fel, care cred că este gestată într-o zi. Ce ciudat să nu e gestată într-o zi. Uitați, vă rog. Faza e că el are forme frumoase. Uitați, vedeți, este lung, este așa. Dar că omul de la mine nu prea are condiții așa mari la ele. Și na, îmi place să facă chestia asta, dar nu știu de ce, că pe mine mă sperie când se întoarce și îmi țipă. Haideți să merg să vă mai arăt pe aici găinile toate bune și frumoase. Au, cred că a sărit-o. Da, doar că a sărit-o pe față, s-a ridicat săraca de jos. Se pune jos pentru că nu vrea să o mai seară, pentru că deja la vier și la vim decât de seară și l-am zis 8:30. Tot așa că dacă o să stau un pic aici, o să o sară. Pun pariu cu voi. Dar nu mai stăia asta, e la asta. Ca și celelalte două rațe unde stau, un cotez la capre. E rățuiul acolo care stă în foia și rața. Hai să o găire foarte bine, un cotez la capre. Uitați și rața. Seara aici sunt caprile. Aici dorm găinile și rațele. Trebuie să aduc paie pentru că nu mai au paie. Și să caut cuibarul la această individă, pentru că la început toată și nu știu unde se o. Până acum se om amândouă acolo, de când a picat cloșca, nu mai lasă. Are și-a vrut, nu mai știu exact câte ouă are. Cloșca aceea. Și aici. Să nu iasă, că mi-e frică. Ia uitați. Găina cu cocoșul. I-am băgat separat, chiar dacă găina încă nu se oșe, are un an jumate, nu știu de ce. Cocoșul bate restul cocoșeilor. Chiar dacă nu mai sunt mulți la număr, mai sunt vreo 5-6 cocoșei, pentru că am tăiat foarte mulți din ei.
tot îi bate. Așa că am decis să, na, să îi băgăm acolo. Uf, plicuța lui. Ia să vedem, s-a ridicat scroafa. Da, s-a ridicat. Uitați-vă. Da, s-a ridicat. Și... da, nu știu ce să zic. El încă încearcă să-l bage în călduri, cum s-ar spune, doar că nu mai stă. Uitați, vedeți? Ia să zic, dacă mă dau să mă împic deoparte, imediat sare. Sau ceva în jos. E, în fine. Ea pare super mică, dar credeți-mă că e mare. Și ea e foarte frumoasă. Ea are undeva la 75 de kg. El are undeva la 85-90. Doar că... alea, ce mă sperie când fac chestii de-astea. Nu știu ce fac. Îmi bate inima foarte tare. Să mă trebuie un pic și pe la puișoria mai mică și pe la iepuraș. Să vii mai prezent. Așa un pic. Un pic, un pic. Uitați, mai am cocoșul acela care e acolo. Porumbac pe galben, acela. Îl mai am pe acesta, acela. Mai era unul galben. Deci mai am 4 cocoșei, cam atâta? 5. 4-5 cocoșei pe acolo. Oricum, o să opresc decât unul și acela porumbac pe galben va fi... uitați-vă bătul de gâs care are 1,5 kg. Îmi pui după cum v-ați intrat boala, mi-a murit unul. Unul îl țin separat sub tratament și pe aceștia toți am pe tratament, doar că acela are un tratament mai puternic. Uitați că stau așa amărâți, blegiți. Și mulți dintre ei nu văd, au purulă. Uitați, de exemplu, cum ar fi acela. Vedeți? Se umflă ochiul cu puroile, storc foarte mult. Și acela dintr-o este care zgârmă. Și acesta... acum sper să scap cât mai mult. Uitați încă doi acolo. Pe piatră, uitați pe amândoi aceia doi. Deschid ochii, dar foarte greu. Acum să sperăm că să trăiască, că nu vreau să moară. De asta le-am luat și tratament. Mai am unul sub tratament, care e mai mică. De fapt, este o iaie, este o picuță. Dar în fine, trecem peste asta. Uitați pisicuța care... a fătat... da, a fătat 3 pufosenii. Uitați, le ce scumpe sunt. Ea este o fetiță, o surel, este neagră. O, pe dată, gata. El este un băiețel, este ceva mai micuț. Și uitați-le ce scump este. Acesta este cel mai mare, nu știu de ce. Acesta este super mega mare, l-a fătat primul, credeți-mă. Și acesta este super mega mare. Acesta l-a fătat al doilea și e cel mai mic. Vedeți? Diferența între ei doi, cât de mare este el și cât de mic. Și acesta l-a fătat ultimul. Este tot o ea, este tot o fetiță și este superbă. Poate, nu, nu. Și mămica lor este foarte protectivă, are lapte pentru ei, foarte grijulie. Cireșile au început să se coacă, da. Ok? Aici, după cum știți, din poza aceea cocoșel, nu știu dacă am făcut vlog cu el sau nu, dar el este cocoșelul meu, care încă nu i-am luat puicuță. Și nu știu că să-i mai am, nu știu sigur. Adică aș avea o variantă de la cineva, cu i-am dat eu găinușele petice, pentru că înainte am avut și eu foarte multe găinușe petice. Le-am dat nemătușele, care stă destul de departe de mine, doar că... voi vedea dacă o să mai iau. Uitați iepuraica cu iepurașii, care sunt super scump și mănâncă foarte bine. Iepuraica este montată iar de aproape o săptămână, nu, de vreo 4 zile. 5. Nu mai este chiar așa de agresivă, uitați. Apa, da, câteodată are moment. Toate 3 sunt iepuraice, după cum v-am zis, sunt foarte, foarte scump. Nu-i mai lasă să sugă. Dar, în schimb, îi mănâncă foarte bine. Foarte, foarte bine. Sunt atât de scumpe. Oh, am vrut să prind unul și m-a zgâriat. Stați. În fine. Aici, după cum puteți vedea, tot a plouat. De fapt, a plouat cam
11 litri pe metru pătrat, să vă zic așa, concret. Nu pot să închid strâma asta de citație. Mai încercăm o dată. Ha, gata, gata, gata. Face proiul aici, tatălor. Uitați, s-a făcut și-l foarte mare, a făcut pipi acolo. Da, a picat, lucernare, porumb. Nu mai are, nu, i-a dus pentru că a mâncat deja și a mâncat la cea. Poate mai pun de seara vreo un grijă la cea mai mic. Cățelul care l-a mutat aici, pentru că acolo turmenta puii de când i-am adus. E puroica care mâine ar trebui să fete, dar nu prea dă speranțe. S-ar putea să facă cuib acolo, dar nu știu ce să zic. Ar trebui să fete, dar după cum am zis, nu îmi dă speranțe, trebuie să-i fac și eu curat. Nu prea îmi dă speranțe pentru că, nu știu ce, parcă nu-și lasă puf, mâine ar trebui să fete, adică vă rog frumos. Nu-și face cuibul cum trebuie, dar în fine, să dă Dumnezeu să fete. Acum, cam în 2-3 zile o să-mi țară și iepurașii, pentru că mâine deja fac o lună și o săptămână. Da, o lună și o săptămână și deja nu-i mai las iepurașii ca să mănânce. Să mănânc și o cireașă, că e foarte, foarte bună. Bine, aici jos de cât au început să se prăguiască așa, sus în copac, sunt și roșii. Și sunt geniale. Da, v-am arătat cam tot. N-am ce să mai arăt. M-am lungit destul de mult. Aici este minutul 11 și 53 de secunde. Mă duc o dată până la post și închei videoclipul aici. Dați o picuță care mie îmi place foarte mult. Dar și aici am cocoșei. Aba, nu m-am mai mult cocoșei. Au încurcat, au ieșit la iveală. Porcii dorm acolo, s-au băgat înăuntru, după perete, amândoi. E, atunci, cam așa s-a fost clipul de astăzi. Eu am fost Bogdan și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!